Fetelor, ca să facem rochița Monica, primul pas este ca să facem volănașul. Dacă nu aveți mașini speciale, se poate și așa surpila și la un vârf de ac, așa cum am făcut la fusta aia verde. Deci puteți, n-am mai vrut să pierd timpul și cu aceasta. Așa. Deci facem volănașile frumos, o călcăm și o punem la o parte. Aici la față, frumos luăm fața și coasem dublura pe ea și o tighelim la vârf de ac. Ai văzut? Deci am pus față la față și am cusut. Acum am să unesc umărul. Deci după ce frumos am făcut fața, frumos am tighelit acolo pe vârf de ac, am călcat. Călcarea interfazică este importantă pentru că atunci vedem cum iese produsul. Așa. Deci unim așa ca să lăsăm atâta rezervă ca să coasem dublura de la spate. Înțelegi? Deci nu am înțeles de ce este mai lat, am să o verific. Este un material care într-adevăr alunecă și trebuie avut grijă cu ea. Deci mijlocul feței cu mijlocul spatelui și aceasta o surfilăm. Nu putem continua până nu este surfilat. Deci am unit umărul. Partea asta de mijloc. Acum așa o deschidem, așa, ca să vezi ce ai aici. Și iei partea aceasta, deci așa, iei partea din față, o pui așa peste. Deci fața, aceasta este spatele, că încă nu ne-am decis că o să fie cu nasturi sau cu fermoar, deci o să vedem după aia. Deci luăm partea cu care știrțuim și o punem aici la umăr și venim cu ea și facem și această și atunci ne rămâne acolo curat. Deci venim atâta cât am lăsat rezervă pentru cusătură. Ridicăm talpa și o coasem pe ea. Deci o să ies așa și o să vedem după aia. În cazul în care am face-o cu nasturi, atunci ar trebui să vin până jos. Înțelegi? Dar încă nu știm ce o să facem. Partea din față este în ea. Deci, acum, ce este mai important acum pentru noi este partea aceasta unde vom monta. Deci partea asta cu spatele o să o facem după aia. Deci mă decid între timp. Și acum luăm un volănaș. Avem mijlocul bolănașului, semnal.
Partea care este mai lungă este către față, deci chiar bine așa. Fixez aici colanașul. Cusătura de umăr merge către spate. Și oprim aici într-un ac. Tu care, dacă ești foarte începătoare, atunci poți ca să o însăilezi. Însăilezi, deci ac și ață. Sau, așa cum ți-am spus, că se pot trage două fire. Ține de talpă că volănașul nostru își are lărgimea pentru că noi am măsurat-o distanța. Aici un semn, o pișcătură și până acolo. Dacă chiar un pic trecem peste ea, nu este nicio problemă. Aici la umăr, pișcătura să se potrivească, că atunci ți iese mai frumos. Trebuie să caut partea din spate. Acum luăm partea din spate și partea din față și le unim. Știi că avem cele două părți. Deci să nu unim greșit. Trebuie să unim umărul și să o surfilăm. Uiteam și înainte, când am făcut celălalt umăr, am omis. Deci ca să nu ne ridicăm de atâtea ori, să semnați totdeauna ca să nu greșiți. Surfilăm, facem și partea asta arată de pișcătura la umăr, cusătura merge la spate.
neapărat să verifici dacă ai să mergi până la acea distanță. Eu nu am semnat și abia acum, când avem bulănașul așa, abia acum putem partea aia la altă să o fixăm. Deci, și să avem grijă, deci, care este fața și care este spatele mic. Spatele mic. Știm că fața este mai mare, dar totdeauna trebuie să scriem și pe ea ca să... Și acum venim frumos, avem aici cusătura de la bust, renunțe, venim de jos frumos și unim partea aceasta. Este semnul pentru bust. Ok, era semnul pentru bolănaș. Bine. Trebuie verificat și eu pot să greșesc. Și acum era bine să merg pe partea aia altă, că atunci văd cusătura în care m-am dus. Înțelegi? Deci umărul trebuie să mi se potrivească. Dar așa, dacă merg pe partea asta, pot mai bine. Deci am pișcătura aici, la vârf bustului, trebuie să mi se potrivească. Avem grijă să nu o prindem de mic. Și frumos cusătura tot așa către spate. Să nu se întindă că e urât. Deci eu testez ca să cum o să vă fie mai ușor. Totdeauna în viață. Deci ca să coasem de pe partea unde se vede cusătura. Deci ca să mergem în aceeași cusătură. Să nu luăm din lățimea bulănașului. Acum colonașul nostru este prins
între față și spate. Deci acum și mergem așa, pe partea unde este montată. Piscatura. Ok, deci mergi pe partea în care ai tighelul cu țătura, că atunci poți ca să... Este mai lungă, a fost croită la fel, doar că este un material care, cum o pui, așa se întinde. Totdeauna încerc să lucrez din materiale mai ușoare și tot așa mi se potrivește un material mai... Avem grijă să nu prindem acolo bolănaș. Avem grijă să nu luăm din lățime, că aici este bustul, deci trebuie să avem așa, nu putem merge în linie dreaptă chiar. Deci avem rochița noastră în aici. Deci aici tot așa coasem la spate și partea aia la altă. Și dacă ne decidem că punem fermoară, atunci o luăm mai în linie dreaptă. Acum, pentru partea de jos, deci așa o să arate partea noastră. Este un model cunoscut, dar nu pentru toată lumea. O începătoare, modul de execuție încă n-a văzut-o. Deci, în momentul în care faci cu nasturi un produs, acum mai ales că mi-este în mână, atunci așa îi faci acea dublură, înțelegi? Așa? Și frumos. Deci lăsăm această rezervă pentru când faci cu nasturi ceva. Aici încă eu am să mă decid, nu știu ce o să fac. Deci aici tot așa facem ca și în partea aia la altă, va fi prinsă de ea. Deci am să mă uit dacă am fermoar și continuăm. Avem produsul nostru călcat. Încă la fermoare încă nu este problem, nu este, deci acolo o să mă decid mai târziu, dar până atunci eu vreau să-ți arăt la această mânecă cum am să o finisez. Voi lua o bie. Tu ca începătoare nu prea știi ce este bie. Bieul se taie așa cum este un pătrat, pe mijlocul pătratului. Înțelegi? Deci nu așa pe lungimea materialului, ci așa cum o să-ți arăt la o altă
protecție. Deci acum luăm bieul acesta și o coasem. Eu ți-am mai arătat în mai multe feluri, acum ți-am arătat și așa. Și o să o coasem pe răscroitură. Ai văzut că am pus pe dos. Pe dos, pentru că eu vreau după aia să fie pe față. Merge către spate. Așa cum îți arăt, se poate face și la gât, dar trebuie mai să fie mai îngustă. Deci acum lucrez la o subsoară care nici măcar nu se vede afară și deci bieul îndoit l-am pus pe dos. Și acum am să o tighelesc. Așa cum obișnuim noi. Acest bie trebuie să fie mai îngust un pic, dacă se poate. Eu mi-am permis acum pentru că, cum ți-am spus, aici este un loc unde nu se vede. Și dacă nu se vede, trebuie făcut bine. Așa. Și acum, rezerva aceasta ai tăiat-o, deci trebuie să o tai așa, ca să o poți îndoi să-ți acopere partea aia. Dacă n-ai tăiat-o ca lumea, ca și eu, atunci s-o tai după aia. Bieul acesta trebuie să-mi acopere mie rezerva aia de cusătură. Dacă faceți la ceva mai fin, trebuie să fie distanța aceasta mai mică, deci să nu fie așa de lat. Acest procedeu putem să-l aplicăm și la gâturi, dar să fie făcut mai bine. Așa și atunci nu trebuie îndoit, deci cum să zic, nu mai e niciun deci acesta este un alt stil de a face, se poate în mai multe feluri, dacă o facem așa, ai văzut atunci aici la subsoară nu este așa de frumos finisată, dar se poate remedia și acolo.
după ce unești partea laterală și o surfilezi, ca să nu ai această dungă, atunci tai din ea și o întărești. Înțelegi? Ca să nu ai, și asta trebuie să se potrivească aici. Cusătura aceasta trebuie să se potrivească. Partea aceasta, după ce este surfilată, dați un pic de întăritură și atunci nu se vede mâna. Cel mai frumos este ca să fie unit, complet, să fie unită și atunci să -i aplicați un bie. Deci, dar atunci bieul se coase pe față. Așa, am lecție pe YouTube unde poți ca să vezi. Deci aceasta este un alt stil. Deci, cred că ați învățat multe de la mine. Când o să fie gata, am să ți-o arăt. Aceasta este fusta, este partea unde am semnat că este mijlocul. Este ușor de unit pentru că avem semne. Și totul merge. Asta este mijlocul. Și în mijloc este evazat și vezi că am scris pe ele că partea laterală, adică partea laterală, că o să fie unită cu partea laterală, deci chiar invers. Nu poți să greșești, dacă pui pișcăturile, atunci nu poți să greșești. Pentru că cele două pișcături trebuie ca să ți se potrivească. Avem aici un semn care trebuie să ne se potrivească. N-are sens ca să te rețin, deci așa vom uni toate 8 părțile și o să-ți arăt când o să fie gata. Unim cu partea de sus și suntem gata. Să aveți o zi frumoasă!